În perioada 7-23 februarie va avea loc în Rusia, la Sochi, Olimpiada de iarnă. România va fi și ea reprezentată de un lot olimpic format din 24 de sportivi, care vor participa la mai multe discipline. În exclusivitate pentru TV Giurgiu, antrenorul lotului olimpic de bob, Paul Neagu, împreună cu 3 participanți, au vorbit despre prezența lor la concurs. De muncă nu m-am ferit niciodată și toți spun, băi, ce dat... Ai o vârstă, eu spun tot timpul că am 25 plus, dar unul dacă, așa, cum să spun eu, energie aici și am învățat în Germania că fără muncă nu se poate face nimic. Este o țară în care se muncește 100%, este o țară în care dacă cer ceva trebuie să și dai ceva. Și am învățat din primele luni și aflându-mă acolo din anul 1979, am luat foarte multe lucruri pozitive care eu vreau să le dau mai departe oamenilor cu care intru în contact. Andreea Grecu, Maria Adela Constantin și Andreea Zneagu sunt olimpicii care fac parte din echipajele de bob care vor reprezenta România la Olimpiada de la Sochi. La început, chiar când eram mai tânăr, la 10-12 ani, vreau și eu neapărat să mă plimb cu bob odată și mă prins acolo cu viteza care este, a făcut plăcere și când am primit oferta să pilotez și eu, am luat-o. Prima dată când am ajuns la Sochi, mi s-a zis că cu trebuie să... Cu colega dumneavoastră, nu a spus parcă? Da, așa, da, cu înțeles. Maria. Așa. Că trebuie să testăm părtia și eu m-am gândit prima dată, zic, aolo, înseamnă că nu s-a dat nimeni pe ea și nu se știe ce se întâmplă. A, și ne-a luat pe noi cobai. Nu, cam așa vine, nu? Cam așa a fost. Nu, cam așa vine. Da. Și... Dar n-a fost așa, că v-ați descurcat, am înțeles, de minune. Eu mă așteptam să o punem, eu știu, într-un viraj ceva. Dacă până să la ne răsturnăm. Urmă, să ne răsturnăm. Da, să ne răsturnăm. Și până la urmă Maria s-a descurcat. M-a pilotat, a înțeles pârtia. Din anul 1924, când a avut loc ediția inaugurală a Olimpiadei de iarnă, România are o singură medalie olimpică, ce a fost câștigată în anul 1968. În cadrul ediției de la Grenoble, când echipajul de bob format din 2 sportivi a reușit o clasare pe locul 3. În acest an, sportivii noștri vor pleca duminică în Rusia, plin de speranțe și cu gândul la o clasare pe o poziție cât mai bună. Voi pleca acolo cu moralul foarte ridicat, sunt o fire foarte optimistă și sper să fac 4 manșe constante, bune și să plec de acolo împăcată cu mine, că am dat tot ce a fost mai bun. În platou, alături de ceilalți sportivi, a fost prezentă și Viorica Popa Țigău, fostă campioană mondială la bob, care spune că are încredere în colegii ei și că îi va susține pe toată perioada desfășurării Olimpiadei.